cerealele ucrainene au devenit preocuparea numărul 1 pentru guvernanți în toate statele Uniunii Europene și nu numai. Reuniți recent la Luxemburg, miniștrii de externe din statele membre au discutat despre modalitățile de a scoate din Ucraina milioane de tone de cereale care nu mai pot fi exportate din cauza blocadei impuse de Rusia porturilor la Marea Neagră. În prezent în Ucraina, unul dintre cei mai importanți furnizori de cereale la nivel global, sunt blocate în silozuri peste 20 de milioane de tone de grâu. Moscova neagă orice responsabilitate pentru criza alimentară provocată și dă vina pe sancțiunile occidentale, pentru penuria care a dus la o creștere a prețurilor la alimente la nivel mondial și pentru avertismentele ONU privind spectrul foametei în țările mai sărace, care se bazează foarte mult pe cereale importate. Eforturile ONU de a negocia un acord de reluare a exporturilor maritime ale Ucrainei în schimbul facilitării exporturilor rusești de alimente și îngrășăminte sunt sprijinite de Uniunea Europeană, dar pentru asta ar fi necesar și acordul Kremlinului. Având în vedere bunele relații pe care le are atât cu Kievul cât și cu Moscova, Turcia a declarat că în cazul convenirii unui acord este pregătită să-și asume un rol în cadrul unui mecanism de observare cu sediul la Istanbul. Nu este însă clar dacă Uniunea Europeană s-ar implica în securizarea militară a unui astfel de acord. Dacă va fi nevoie în viitor de escortarea acestor nave comerciale, aceasta este un semn de întrebare și nu cred că suntem încă acolo, a spus un oficial al Uniunii Europene. Potrivit acestuia, între timp, între statele membre Uniunii Europene continuă discuțiile cu privire la un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, însă nu este iminentă adoptarea unei noi măsuri. Având în vedere că sancțiunile adoptate sunt deja extinse și nu există prea mult spațiu de negociere pentru un acord care să impună sancțiuni exporturilor de gaz rusesc către Uniunea Europeană.